fost asta, bă, băiatule? Bă, ce a fost, bă, asta? What the fuck a fost asta? Bă, what the fuck s-a întâmplat mașina asta? Uitați voi, deci pe efectiv a mers, cred că 2 minute și uitați cât prinde. Deci prinde 140. Salut și bine-am găsit la un episod de The Long Drive, fraților. Pentru că și-o vă place foarte, foarte mult seria asta, am zis să mai facem câteva episoade, pentru că sincer chiar mi-a fost dor. Și na, precum bine știți, noi începem frumos prin a ne lua acest revolver. What the fuck, m-am buguit? Așa, pentru a ne lua acest revolver de aici, pentru că este foarte bun și dăm one shot la aproape orice creatură posibil existentă. Și uite la aici pe dogo. Toc toc. Toc toc. Ham ham. Da, deci ăsta o să fie prietenașul nostru, singurul nostru prieten, pentru că femeile sunt temporare și îl băgăm în mașină. Binoclul, desigur. Și să ne punem pușca asta gigantică cu muniția aia de aici în spate. Dă-mă muniția, încoace. Abă, ce naiba facem aici? Bun, o băgăm acolo. Hai să vedem ce ne trebuie la mașina asta. Ne trebuie apă. Ne trebuie, nu ne trebuie ulei. Interesant. Ești pe ce? E pe gas? Maybe. Hop, unde mă ăla? Uite aici rezervorul. E pe gaz. Ok, primă gas-ul. Îl luăm de aici. Pune frumos. Bun, l-am pus. Nu ne mai trebuie asta. Aici e full. Deci deschidem portbagajul și băgăm asta aici în spate. Și aici luăm ulei și punem așa. Bă, stai, what? Ce naiba? Ah, ok, what the fuck? Nu știu de ce nu puteam să bag. Ciudat, dar da. Bun, și punem aici. Și pe-l putem arunca. Să închid asta, of course. Și apa, hai să punem. Da, de fapt am apă, n-are rost să mai pun. Hop. Bam. Și cine mai trebuie? Ok, hai să vreau să curăț un pic. What? Ce naiba? Așa, nu mai mergea camera, what the fuck? Hai, mă. Bun. Curățăm aici ușița asta. Ok. Și o dăm cu spray-uleț. Hop. Bun. Hai să vedem. Deci în afară de apă mi-e mai întrebuie altceva pe mașină? What the fuck, ce mi-au auzit urechile. Gagică. Hai să bem în cinstea mea, gagico. Ok, am spart berea, dar în fine. What, ce asta? Țigări? Alul țigări. Lol. Bun, hai să vedem. Aveți ceva prin împrejurim în afară de iepuri? Da, știi ce? Bă, ce naiba, mă, că se aude ceva ciudat și nu înțeleg ce. Stai să dau și joc un pic mai încet, că nu știu ce naiba sau de naibă. What? Ce asta? Interior? Whole interior? Physic look? What the fuck e asta? Ok, habar n-am ce ăla, dar da, cred că putem pleca. Suntem good to go în momentul de față. Și băi, de nu uitați să-și voi un like, fraților. Ne urcăm. Mai știu să mă mai joc și eu jocul ăsta. Ia uite, mă, că mai știu. Da, deci asta e noua mea Dacie. Ne-am întors pe The Long Drive cu noua noastră Dacie care nu mai pornește, se pare. Ok, ba, da, pornește. Da, sper că nu văd nimic ca momentan. Ups, n-am să intru în setări. Stați și am un pic să deschid și eu geamul. Unde, mă? Ok, hai să aruncăm asta. Și asta, că mă enervează pe mine. Așa, bun. Bă! Ce-a fost asta, bă, băiatule? Bă, ce-a fost, bă, asta? What the fuck a fost asta? Ok, push. Cum? Așa, mă, Mike Tyson, bă, băiatule. Așa, haideți să vedem. Mi se pare că... Hai că am văzut ceva încolo, dacă e ceva. Hai că am văzut ceva încolo. Deci acolo e casa, da? Și eu... Nu trebuie să merg încolo, dar nu e nimic, bă, what? Am avut impresia că văzuse ceva. Mai e ceva de aruncat? Nu se pare. Ce-i că... A, bă, mi-a picat muniția, dar în fine. A, mi-a picat și doar pe două. Aia e. Aia este, băi băieți. Asta este, n-avem ce să facem. Ați putut și pe ziua de azi. Un meci mai prost. Dacă spor și nu știu să conduc, îmi pare rău. Bun. Și... Nu văd nimica, cel puțin pentru un moment. Sau, bă, uite o casă acolo.
Ai o casă? Dar nici... Bro, nu văd de mașină. Lasă-mi un pistol ca să văd și eu. Hop! Ce-mi... Era o piatră. Pe bune? Bro, era o piatră. What? Frate, mi-am luat schem cu o piatră. Trist. A, uite mă, da, cred că e o casă acolo și era să iau copacul ăla drept în dinți. Bă. A, pe H? Pe H claxonam? Ok. În față eu văd că e o barcă, cred. Da, e o barcă în față. Încă îmi derapează mașina. Hopa. Uți, Johnule. Ok, dăm cu spatele dacă... Fast and Furious. Dacă... Nu mai eu și aia din Fast and Furious și mai facem drifturi de-astea. Hai că da, dacă e... Bă, dar nu văd nimica. Bă, că am pustiu până acum, sincer să fiu. Bă, what the fuck s-a întâmplat? Deci, tocmai ce voiam și eu să îmi repornesc în filmarea, să vă spun că nici după jumătate de an n-am găsit nimic și am intrat din greșeală într-o pietricică în piatra aia de acolo și am făcut o tiribombă. Am făcut 7 tiribombe, mi-a picat speedometer-ul. Ăsta, cum se numește? Nici nu mai știu cum se numește. Dar, da. Cel mai probabil o să revenim și noi când găsim ceva, că nu vreau să vă plictisesc și na. Băi, fraților, vin cu o veste destul de bună. Cred că am găsit un garaj care... Bă, garajele astea care nu e garaj. Fuck, man, pe bune. Ok, deci nu e garaj. Nu e garaj, bă, băieți. Nu este garaj. Ok, haideți să oprim. Haideți să oprim și ne uităm imediat. Bun, am oprit aici. Ups, bă, ești prost. Am deschis asta din spate. Bă, deci nu e garaj. Dar avem o mașină nouă. Și prima oară când dau de mașina asta, adică mă joc eu de long drive, e prima oară și... Bă, uite cât alcool are, mă, mă îmbăt, beau, mă sparg, mă fac. Eu am mâncat caca, what the fuck. A, bă, chiar că noi am pus și aia cu mâncare și cu apă. Dă, bă, să beau încoace. Dă încoace să beau. Mănânc caca. N-a fost o idee prea bună. Bă, se putea mai bine, ce-i drept. Ea are ceva în el, că-s curios. Ia. Ok, are... Dar știți care e faza? Că ăsta merge pe diesel. Pă, tu l-ai, Damie. Da, păcat de el. Păcat de el, că chiar era bun. Bă, fraților, oficial, nu știu cât am la oră, am 140 la oră, oficial. Deci, uitați-vă și voi cât de rapidă e mașina asta. Uitați și voi, deci, pe efectiv, a mers, cred că, 2 minute și uitați cât prinde. Deci, prinde 140... 10. N-am murit? Ce tocmai s-a întâmplat acum? Bă, fraților, din câte vedeți, încă pornește și mă cam miră treaba asta. Hai să-l verificăm un pic pe Dogo. Dogo, bă, ești ok, mă? Dogo. Dog 4521 e destul de ok, văd. Adică... Bă, de ce am motorul roz? What the fuck, bro? Am motorul roz! Era să iau ăla în gură. Dar măcar am motorul roz. Dar, da, bă, văd ceva acolo. A, e corabie. Fii atent că mai e ceva. E garaj de la șmecher. Nu te cred, bă, e garaj de la șmecher. Ok, ne îndreptăm spre el și vom reveni de acolo, bă, băieți. Băi, fraților, imediat ajungem și la acest garaj și ia uitați, o mașină nouă. Dubița misterelor. A, dar nu e... Ok, nu e garaj. Deci nu e garaj. M-am bășit. Upsi. Da, și un pic. Să facem aici. Dacă tot facem ceva, să facem până la capăt. Așa. Nu e cu intenție, doamna mașină, e cu direcție. N-am unde să-mi fac nevoile și... De ce? De ce e fumul ăsta așa pe aici? Zici că vine o tornadă. Ok, cred că o să vină o tornadă de nisip în momentul ăsta. Dar, dar ce naiba e asta, bro? Cabron, what is that? What the dog doing? Ok, avem gas. Și mai mult gas. Avem o portieră. Și aici și mai mult gas, cred. Avem ulei, ok.
Mă, ce m-a speriat, am crezut că e mare zombalău aici. Ok, două femei care se giugiulesc. Plauzibil. E 2024, nu mă mai miră nimic. Păi da, cred că vom adormi și noi. Cine... Bă, frate, am și o întrebare. Cine mama diavolului își ține ăsta, cum se cheamă, că am și uitat, bro. A, uite-o, băre. Cine naiba își ține frigiderul în baie? Vine, haideți să ne culcăm. Ne băgăm aici, falling asleep, man. Deci, ne băgăm la somnică, ca idee. Așa, și haideți să deschidem ușica. Ce asta? A, e capotă, ok. Uite o cărămidă. A, apă nu e cărămidă, ok. Bun. Chi lipsește ceva la mașină? Aia nu prea pare. Plauzibil. Bun, avem alcool. Da, bine, că de ăsta scăpăm repede, nu-i bai. Unde e motorul, da? Unde e ăsta? Empty. Bun, mă, avem, ne-am făcut și cu mașină nouă. Ok, deschidem acolo. Și luăm de aici. Ăsta că să-i băgăm aici. Fuel până... Era ulei? A, ce prost sunt. Bă, sunt prost rău, bă. Și eu credeam că e gas. Fii atent că eu cred că am confundat gasul cu uleiul. Asta ce? A, nu, asta chiar e gas. Ok. Bun. Hai să luăm gasul. Punem întâi grasul ăsta. Da, bă. What the fuck se aude așa? Ăsta? Ăsta face așa, mă, ce naiba? În fine. Așa. Da, cred că îl voi lăsa așa. Cel puțin pentru mai mult timp. Că habar n-am. Sper totul să pornească. Bun. Și băgăm aici ăsta. Pe Dogo o să-l luăm în față cu noi. Unde ești, Dogo? Deci Dogo e prioritatea principală ca idee, pentru că el e companionul nostru, el va însuți peste tot pe unde vom merge, băieți. Deci cam asta e ideea. Și hai să mai facem cum am făcut prima oară de... Nici mai știu ce naiba am făcut cu astea. Făcusem eu ceva cu astea, poate îmi reamintiți voi în comentarii. Și dacă tot veni vorba de comentarii, nu uitați să dați voi un like. Bun, și avem aici ulei. Water, de fapt. Și ăsta e colant. Și băgăm aici apieță. Mamă, nu merge să-l închid și eu? Ok, bun. Ce pana mea? Beam apă. Bă, chiar că eu... Cred că pot să pun apă înapoi în ăsta. Că e apă înăuntru. Ok, ia, hai să vin dacă pot să pun și eu apă în ăsta. Pot să pun apă, oare? Se pune? Ah, lol, uite și o katana aici. Ia mai se pune cumva? Da, bă, să închid ușa asta, că mă enervează. Mă, s-a auzit să-mi bat piciorul. Ok. Se pune? Vreau, cum pun apă? Cred că-mi trebuie furtun. Sau... Da, cred că-mi trebuie furtun. Ok, o să luăm asta cu noi. Doar așa, asta spun... nu radiator, mă. Grilajul ăsta, mă. Hop! Punem grila aia. Și ce acolo, bro? Stați așa că mă uit imediat să văd ce în partea aia. Nu o să o luăm gagi și cu noi, pentru că femeile sunt temporare și calculatorul veșnic și tăi și uite o corabie și poate găsim acolo combustibil. Deci, na. Ce se aude? A, am lăsat eu la porni, ce prost sunt. Ok, aici ce? E ulei. Avem 6 litri de ulei, boys, ca idee așa. Și luăm și noi roata aia de rezervă, just in case. Că la cum conduc... Cred că o să fie destul de mare nevoie. Bă, și mașina asta e teoretic destul de ok. Hop. Ia, merge. Eram și eu dacă merge geamul ăsta deschis. Bun. Ne facem crucea aceea sfântă și ne rugăm. Deschide nici geamul că e cald de alea. Ne rugăm să pornească. Și nu pornește, boys. De ce nu pornește, bro?
De ce nu pornești? De... Ce am făcut, bă, fraților, greșit de nu pornește mașina asta? Am și o întrebare. Dar, boys, cred că aici ne vom opri cu episodul de azi. Habar n-am ce am făcut greșit de nu pornește mașina asta. Dacă știți voi, scrieți în comentarii și dacă vreți să continuăm seria de The Long Drive, haideți să ne ajungem 15 like-uri la acest videoclip. Sper totuși că v-a plăcut. Aici a fost un streaming, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!